Domnul Oleg, eu am niște probleme cu niște oameni care lucrează în funcție și la noi, procurori, Moldova. Și-s Constantin, cum atat de la... Constantin, cum cu mine. Din la Ghidighici. Da, Graur Dumitru și Graur Gheorghe. Uh-huh. Eu i-am numit într-o seară, nu l-am numit pe dânsul în față. Uh-huh. Cuvinte necenzurate. Le-am spus la băieți și băieții i-au transmis-i lui. Am muit pe mine măcat pe acasă. Serios vă spun, ei măcat mine acasă, dar cum mă așteptă la poartă. Înainte, nu, anii 90, dar și anii 90 nu pot să așa ceva. Se vine procurorul acasă la om sau ce? Da, corect, corect. Ei măcat cu mine acasă. Fiecare sară, unii el, că ei vor să mă bată, ei vor că rog, nu idee n-am și vor ei vor ce să facă. Înțelegi cum? Dacă nu știi ce vor, n-ai de ce să-i acuzi. Nu știu ce vor, nimeni nu a spus băieții că ei vor să mă întoarcă înapoi. Înțelegi? Neata, ești eliberat condiționat din închisoare. Da. Mm-hmm. Și vii aici la birou de probațiune din când în când și da, fiecare te registrezi că ești, n-ai plecat nicăieri. Înțelegi cum? Și nu știu să fac, așa într-o indicat într-o situație, eu idei n-am. Dar ei nu s-au plâns la poliție pentru injurii, pentru ofensă? Da, băieții îmi spun că e seama că e azi mâine, o să fac ceva și o să găsească un client ceva, înțelegi cum? Ei am pus la curent și la unul ăsta care mă duc și aici, la probațiune, da? La probațiune, că și am pus la curent, știi, chestia asta, știi? Și spus că am un dimineață să vin și să scriu pe dânșii cerii. Dar am grăit cu un procuror la Procuratura Generală. Dar ei unde lucrează grauri ăștia? Unul la Curte de Apel și unul procuror la Greulemi. A, deci nu-s procurori chiar, unul la Curtea de Apel e grefier sau judecător, ce poate fi? E procuror chiar, chiar e procuror. Dar pe nu poate să lucrezi la Curtea de Apel. Lucrezi la Curtea de Apel, serios spun. Bun, poate se duce la ședință de judecată, dar altfel procurorii stau la procuratură. Nu, el acolo lucrează cu procuror. Ei, lasă, bun, o să ne lămurim. A fost în an așa o chestie, eu vin și tot la UTOR. Tot pe același dosar? Tot pe același dosar. Și te-o închis încă o dată sau cum? Ei m-au închis, da. Ei, căruci, eu am adresat la dânsul și mă ajute. Ei, că o să fie, știi, că să fie un altul, știi? Dar să te ajute și ce? Să anuleze termenul sau ce să fac? Nu să anuleze. Mai departe, că să nu mă închidă înapoi, da? Ei și-o spus. Trebuiau să-ți spună legea, nu? Și să nu încalci ca să nu te mai închidă odată. Eu am martor, am advocat, Olea Proca. Avocat de stat sau ai plătit de dumneavoastră? Da, așa. Da. Olea Proca, dacă ați auzit dumneavoastră. E posibil, nu știu, că-s mulți avocat, e sute. Eu am auzit la Curtea de Apel când am auzit la judecată. Ei ne spun, zic, tac, faci așa. Tu te refuzi de advocatul tău. De Olea Proca? Da. Așa. Și noi să-ți dăm advocatul nostru. Aha. Am uit la primărie de la noi din sat, căruia am luat certificat că eu lucrez. Într-adevăr, lucram în sat. Lucram în sat și eu când m-am dus la judecată, eu am refuzat de advocatul meu. Înțelegi cum? De asta de stat, de Olea Proca, ai ascultat de sfatul lor. Da, și ne-a dat o babă. Ești, na, e om, avocat în vârstă. E clar. Dar acum nu am spus niciun cuvânt. Că venim la primărie certificat, că e dat și fătat la foaia și e dat. Băi, omul ăsta lucrează. Cum asta să ieși din penitenciar? Păi, dar dă-i pace, poate e... Băi, nu fură, nu face nimic. Și deci ei nu te-au ajutat și mai degrabă au te-au închis înapoi? Da, înapoi. Am o cum fac ei. La Curtea de Apel, că asta e țara de minuni. Într-adevăr, țara de minuni. Te duci acasă, Danilă. Eu, dar mă mâine, mi-a schimbat familia. La mine e moral, dar mă familie. Duci acasă, Danilă, îți iei hainele și vii la Curtea de Apel, îți dăm o hârtiuță, și tu te întorci la penitenciar numărul 9, înapoi pe hârtiuța aceea. Cine a spus așa? Advocat. Femeia aceea în vârstă? Da, care ne-a dat-o ei. Așa. Eu am venit acasă, eu mai mult, văpșe, n-am... Căruși nu m-am dus nicăieri, eu judem acasă. Nu îmi blam cu paie de cap, tine cu plus. Judem acasă. Într-o dimineață vine poliția și mă ieri. Înțelegi? Pentru că așa o decis Curtea de Apel, da? Da? Și mă întorc și înapoi, prima la prunc. Am înțeles. De acasă la Ghidighici, prima da. În zonă, da. Stigard. Cum este vorba? Treci lângă casă, lângă zonă și știi cum. Mă întorc înapoi. Am un căruci, eu lucram la penitenciar, nu, cu sfar, nu avem încălcări, că și-l comportam normal. Am ieșit iară,
știi, 7 luni de zile. Uh-huh. Iar a ieșit. Amu, tot ne-a fost judecătorul Zmeu, domnul Zmeu de la Băicani. Uh-huh. Este foarte serios, mă. Unul nou, că eu nu țin minte așa judecător la Băicani. Așa e un băiat serios, Doamne ferește. Și Pavliuc. Ei prima dată a fost decizia, nu au judecat prima dată, tot ei ne-au dat drumul, amu, iar a doilea raz, tot ei. Asta pe lege. Eliberare condiționată, da? Asta se permite? Eu nu știu. Întreabă juriști. Ai avut de data asta avocat? Da. Tot de stat deja. N-ai mai apelat la frații Graur sau ce știi? Plătit. Da. Aha. Da. Avocatul meu, cum am înțeles eu, că nu se permit așa ceva. Și totuși ți-a dat drumul, da? Da. Și totuși iar poate a fost o probă să vadă cum ai să porți. Nu, dar atunci cum am făcut? N-am făcut încărcări, n-am furat, n-am... Nu m-a dus, nu, dar nu pot să-mi găsesc lucruri. Dar cât termen ți-a mai rămas? În octombrie. Încă jumătate de an mai ai de stat, da? Înțelegi? De lucru nu pot să-mi găsesc, aici ești tot mă duc de nas. Ei, dar dacă ești sudor, poți să te angajezi, că sudor e să meserie serios. Buletinul nu pot să-l fac, dar mâine îți vin să dem. Și cu buletinul cu un alt. A, deci oamenii ăștia decid, da? E, recent te-ai eliberat, da? Recent ți-au dat drum acasă? Da. Săptămâna trecută sau? Nu, mai este 26 aprilie. Oho, și încă nu ai reușit să faci buletin, să te angajezi? Nu, că ei mă duc din nas, înțelegi? Eu mă duc la pasport în stol, ei îmi spun că Marin, noi putem să facem numai pașaport de ăsta galben. Asta, cum e, să știi cum? Ca la bomj. Știi cum bomj e în Moldova? Înțelegi cum? Forma nouă sau cum? Nu, forma numai nouă. Dar îți faci așa un fel de buletin, metel galben. Dar pe așa ala e la patrizi, care n-au cetățenii sau nu știu da, cui. Da, de așa ala, ciudat. Închipui? Înțeles. Amu eu pe ăștia te amugrăiesc cu oamenii ăștia care da. Ei îi lămuresc. Băi, Marin, dacă trebuie așa, trebuie așa. Facem așa. Noi te ajutăm. Amu eu trebuie să vin iară să dau interviu aici. Tot cu cum am eliberat din penitenciar. Și eu cu tine, eu n-am și mâncau ei acasă. Adică au trecut de-am aproape 2 luni, n-am o lună jumătate. N-am și mâncau, mă crezi, eu stau pe schimbarea lui sora mea. Sora mea a venit la Moscova, eu stau, e că ei... Dar știu când se eliberează în penitenciar, îți dau niște bani de viață, nu? Nu mai dau nici, nu dau nici. La cei care termină termenul sau cum? Bă? Sau de-am gata, nu mai dau nimănui? Ei dau, dar știi cum? Pentru dește numai, la cine rămâne. Da, da. Și tot corupt stăți. Înțeles. La penitenciar și departamentul ăsta, totul. Ținem legătura, sper să rezolvi zilele astea, să faci buletinul, să te angajezi, să mă mai chemi, să mă anunț că ia ca lucrez și că nu m-am mai băgat înapoi. Altfel, o să mă duc și o să întreb pe graurii de la Ghidighis ce au făcut cu vecinul lor, Danilă, sau cum îți zic? Danilă Marie, ăsta chemi. Marin Danilă. Dar zic că ți-ai schimbat numele. Morau. Dar de ce? Trebuie așa. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Ținem legătura.